Mai lăsați-mi un pic muzica asta, mai sus un pic. Este fix muzica de la spa la care mi-am făcut masaj acum o lună. Ia. Mamă, mi-aș dori să instaurez o regulă la noi, la Neața. Când vrea cineva să spună mulțumesc, în loc de mulțumesc, să îți facă un masaj. Da, și când da, faci, să facem asta la un alt fel de spa. De exemplu, la un spa pe manele. Ra, da, 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 ra, da, 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 iauzi! În spa pe manele, așa, toată lumea poate. Băi, nu știu, te ajuți un coleg, îi dai niște bani împrumut, îi găsești mașină, să-și cumpere mașină, nu dau exemple. Te chinui, dai niște telefoane, să vină și, în loc de tradiționalul... Dani, mulțumesc, să vină cu uleiul de masaj. Mulțumesc! Hot, 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 hot! Și eu, nu, n-am timp, ba da! Haide dincolo că am montat patul de masaj. Unul de ăla, să fie un scaun de la de aeroport, nu mă interesează asta. Haide, haide! Hai să-ți mulțumesc o oră jumate în toate locurile. Bine, Dani! Ce s-a luat Nesa astea unde când îți fac masaj mai scot și limba, băi? Dă-te un exemplu. Să-și vrea să se mulțumească la locul de muncă. În corporații, de exemplu. Mulțumesc că mi-ai trimis la timp raportul acela. Sigur, șeful, vin chiar acum să te masez. Am auzit că sunt corporații unde se întâmplă masajul ăsta. Draga mea, am o ședință, dorm la ea, nu știi?